Bine ați venit! Bună seara! Bine ne-am regăsit! O să facem deschiderea oficială a expoziției. Eu sunt Claudiu Cusuz Gazda, pentru cine nu mă cunoaște. De la Casa cu Roz, editura Roz și Asociația Roz. Care am avut bucuria să organizeze această expoziție a lui George Crăznean. Din câte știu eu, este prima, unica și poate irepetabilă de București. Așa că e bine să profitați că l-avem în mijlocul nostru și că avem fotografiile de aici. Sunt vânzare, important de spus asta. Deci, puteți să le aveți acasă. Vă să zic cum e vânzare, nu pot să iau bani pe portretele astea, așa că dacă vrea cineva să dea bani pe ceva, o să dea. Asta. Da, deci e o vânzare specială. Facem o licitație. Nu, vendele luăm pur și simplu. Așa. Dacă se scot cheltuielile, deci e ok. Deci îl avem aici alături pe autor, pe George Crăznean. Îl avem pe domnul Radu Breda, teolog, în calitate de teolog și în calitate de iubitor de artă. Pe Cristian Curte, colegul, prietenul și... Șeful. Șeful tău. Și Ioan Popa, pe care îl cunoașteți, e pictor vestit. Mai ales de icoane, dar face el și altele. Fresc. Biserici și așa mai departe. Ei se vor exprima cu privire la artă. Eu o să vă spun doar despre context și îi voi introduce. Contextul este ăsta. Am vrut să facem o încheiere de an, este primul an la Casa cu Roz, care să însemne ceva pentru inima fiecăruia dintre noi. Și cum fiecare dintre cei prezenți aici avem evlavie la unul dintre mari duhovnici, cel puțin la unul dintre mari duhovnici români, pe care îi regăsiți în imagini, am găsit de cuviință că asta trebuie să facem. Și am avut și norocul ca George să admită o astfel de propunere, ba să și facă foarte mult pentru ca ea să prindă conturi și să fie astăzi deschisă. Ce vreau să spun eu în mod special despre fotografia lui George se rezumă la două cuvinte. Eu cred că e artă făcută cu inima. Și asta contează, după mine, cel mai mult. Se vede în fiecare imagine că nu este un vânător de capete, să zic așa, de mari duhovnici, ci este un iubitor de mari duhovnici care a încercat să-i surprindă și pentru noi. Pentru unii dintre cei care nu i-am cunoscut, pentru unii dintre cei care i-am cunoscut, dar nu am fost foarte apropiați de ei și poate că n-am avut o imagine cu ei. George este privilegiat pentru că i-a cunoscut pe toți acești oameni, le-a fost mai mult în preajmă mult timp și a primit binecuvântarea lor ca să poată să îi fotografieze în diverse ipostaze. Aici... Uneori mai iertat. Aici. Rezultatul, vedeți, este doar o mostră din ceea ce a făcut George de-a lungul anilor, pentru că el are sute și mii de fotografii. Mare noiești părinți îmbunătățiți. Acum o să rog pe Cristian Curte să facă el încălzirea atmosferei și după aceea le dau cuvântul și celorlalți. Da, eu să încep să vorbesc despre prima mea întâlnire cu fotografiile domnului Crăznean. Foloseam împreună un aparat asemănător, el mi-l recomandase, era un Pentax K10. K10, așa. Și cu un obiectiv de kit 1855, nu știu dacă îl folosiți, e un obiectiv super prost, nu vi-l recomand. Trăgeam eu, trăgea și el, și după aceea ne număram duhovnicilor firele din bară. La el se vedeau. Deci, după cum vedeți, au un sharpness formidabil. Niciodată n-am înțeles cum poate să-l facă în condiții de lumină proastă. Se întâmplă de foarte multe ori, unele sunt trase în încăperi. E, el se descurcă. Cu aparatul ăla prost se descurca, mie mi-eșau mișcate. Cam ce poate să fac un obiectiv când e întins până la limită? L-am întrebat, ce faci? Nu știu. Stau, zice, chestia e în știință. Am stat
am tras eu lângă el. Mie mi-eșau prost sau mediocru, lui ieșau perfect. Probabil că e și o chestie de gravitație, vedeți că e destul de corponesc și când se așează în pământ, e un fel de trepied natural, așa nu mai clintește nimeni. Deci am văzut, bun, la duhov nici nu merge pe tasul tot pe care el mi-l ridicase în slăbii lap și acum aș îl blestem la fiecare clipă. Hai să vedem la fotografia monumentală. Și știu că am mers la Râșca, lucram pentru de Agustin Carmenelicea, ea ne-a prilejuit colaborarea, a fost o perioadă foarte frumoasă și merg la Râșca pentru ca să mă documentez. Au o frescă cu Sfinții Trei Ierarhi în altar care atunci se restaura. Era formidabilă, George și băi, trage-o pe aia că e extraordinară, trag în tuneric, bineînțeles că nu iese mai nimic. Vine după mine la o zi, trage cu același aparat, zic, cu ce ai tras frate cu ăsta la el Sfinții Trei Ierarhi să luminează. Deci are la un moment dat un secret, chiar și profesional, încă nu l-am decelat. Ori aparatul meu e modificat, e custom, tunat, nu-mi dau seama cum, are un obiectiv mai deschis. Se mai uită cineva acolo. Se mai uită cineva, are un bec în obiectiv. Pentru că Blitz nu folosește nici el, nici mie nu-mi place deloc. Suntem anti-Blitz, anti-orice lumină artificială. Eu sunt doar anti, la el are și rezultate. Și iese ceea ce vedeți dumneavoastră. Deci o fotografie profesională, ăștia care trag la anunț, cred că ar muri de ciudă să le vadă cât sunt de corecte. Să vadă ce se poate face cu niște dotări minime. Acum are dotări ca lumea, însă, da, vedeți, deci ăsta e un Nikon D800, da? Dar foarte puține sunt trase pe aparatul. O să creadă lumea că facem reclamă la Nikon contra Pentaxul. Deci nu e adevărat. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când te pricepi și ai și o oarecare căldură interioară, o dragoste pentru ceea ce faci, se întâmplă ceva. E, dincolo de aspectul ăsta profesional, de faptul că aceste fotografii sunt bine făcute, mai e ceva în fotografiile lui. Eu, personal, care sunt foarte atașat de fotografiile domnului Crăznean, nu mai regăsesc asta decât în fotografiile lui Marius Caraman. Iarăși o piatră de temelie în 1990 și, nu știu, cei mai în vârstă și aduc aminte, cred, când am lăsat solid Dumitrescu cu calendarul acela celebru, cred că Răzvan Bucureu, sigur, știe, cred că a și lucrat la el. A fost ceva, noi venisem din comunism cu convorbiri duhovnicești, fotografii acelea pe care le punea părintele Ionichie Bolan de buletin în care stăteau duhovnici îngremeniți ca la miliție, nu le-a mai regăsit decât în dosarele securității. Deci, în vremea comunismului și securitatea și mănăstirea lucrau la fel. Așezau monahul cu spatele la un perete alb, fotografia era statică, Duhul încerca să străpungă poza aia, câteodată reușește, dar apare printre crăpături, nu se ocupa nimeni să-l tapteze. Odată cu Marius Caraman, pac, s-a deschis cerul. Era altceva. A urmat o perioadă așa de pionierat, romantism, sunt o grămadă de fotografii făcute de ascorte, de miricine. E fotografia aceasta bisericească, solemnă, care îi surprinde pe ierarhii în momentele obișnuite. O fotografie corectă, curată, cu mijloace foarte bune, din punct de vedere profesional, scoasă pe niște reviste cu o hârtie excepțională și atât. Foarte greu intră fotografia aceea în zona marilor duhovnici, niciodată n-am înțeles de ce. Poate trebuie să ne și bucurăm că n-au intrat, nu știu, e glamourul acesta bisericesc, care nu cred că li s-ar fi potrivit. Bun. Și vine după aceea domnul Răzvan Bucureu cu Lumea Credinței, în care apar doi fotografi, domnul Crăznean, care s-a impus, cred eu, cel mai mult acolo, dar și Silviu Andrei Vlădăreanu, care are și el câteva portrete notabile. Chiar Lumea Credinței ar putea să facă, cred, vreo câteva expoziții de genul ăsta cu mare succes. E, și atunci, deodată apare un ochi care e foarte prieten, se vede că nu este la fel ca Marius Caraman, profesionist, instalat comod în fotoliul fotografului și își găsește din start expresia, nu trebuie să o caute. Se văd tatonări, de-a lungul numerilor, Lumea Credinței are o istorie impresionantă în spate. După aceea, la noi, la Lumea Monahilor, sunt din ce în ce mai multe, pentru că la Lumea Monahilor ne-am axat doar pe fotografia cu călugări normal. Și oamenii încep să-și găsească ritmul. Aici cred că ajunge domnul George Crăznean la culme. Momentul în care fotografiile sale încep să pară, să știți că sunt foarte iubite, sunt piratate, sunt furate, apar în tot felul de locuri, unde te aștepți, unde nu te aștepți.
sună de la episcopi până la preoți, mi-am dat seama de cât de valoros că m-a sunat părintele Iustin Marchiș. Deci părintele Iustin Marchiș, vă dați seama că nu sună după fotografii decât cine știe cum. Și zice, cine e George Crăzneanu? Nu, dacă spus la Rogulos. Și domne, ce cu fotografiile astea fabuloase? Zic, domne, dacă ești părintele Iustin Marchiș la standardul lui, clar, domnul George Crăzneanu are un cuvânt de spus. După aceea a fost numai Academia din România care le-a cerut la un moment dat, acum cât 5 ani, de Agostini, a fost Biblia ilustrată a părintelui Bartolomeu Anania, nu cu Marduhovnici, ci cu scene din pictura noastră, freșcele noastre românești din biserici, fabuloase și ele, și Macedonia, da, deci acolo a fost ortodoxia în plen. În sfârșit, deci, domnul George Crăzneanu e acum un fotograf consacrat, așezat, din păcate, destul de puțin cunoscut pentru că nu vrea să expună. Eu am tras de cu această expoziție. Un fotograf care e capabil să vă arate ceea ce este în spatele unui mare duhovnic. Marii oameni ai Duhului nu pot fi surprinși, cred eu, decât din profil. Acolo, undeva în spate, în penumbră, e întotdeauna Dumnezeu. Și e foarte greu să-L surprinzi, pentru că dacă nu ești prieten cu ei, dacă ei nu se deschid, dacă nu ești undeva într-o intimitate duhovnicească, energia aceea necreată se disipează. Intră ca apa în deșert. Și atunci poate să apară într-adevăr un călugăr frumos, un bătrân excepțional. George Crăzneanu are și astfel de fotografii de bătrâni deosebiți, dar nu simți ei clocotind bulboana aceea. Apropo, o expresie a lui Nichifor Crainic se referea la bulboana de la sâmbătă a părintele Arsenie Papacioră. Deci nu simți bulboana aceea care vortexul acela care e concentrat pe un mare duhovnic și care te absorbe și te ridică în același timp. E ca o tornadă, te aspiră și intimitatea lui te ridică în spațiul împărăției. Și aici ajung la punctul cel mai important și vreau să închei. Nu sunt pur și simplu fotografii, ci trimite către icoană. Îmi aduc aminte de o fotografie celebră a lui Marius Caraman cu părintele Sofian Boghiu. E un prim plan foarte mare și acum oamenii au început să scoată icoane cu părintele Sofian pentru că îi așteaptă canonizarea și multe dintre icoane sunt luate după fotografie. O să vedeți că fiica domnului George Crăzneanu, Nane Crăzneanu, a făcut multe desene după aceste portrete și o să vedeți în acele desene conturându-se deja icoana. Eu cred că mulți dintre oamenii aceștia ar putea fi, sunt candidați, pledesc pentru asta. Domnul Radu Preda pledează de foarte multă vreme pentru asta. Sinodul, mă rog, deocamdată pare că are o altă agendă, ierarhi din epoci revolute. Dar oamenii aceștia cred că sunt candidați spre sinaxare și sper că aceste fotografii să fie o pledoarie pentru acest fapt. Vă mulțumesc! Da, îți mulțumim și noi, Cristi, și într-adevăr vreau să subliniez că ai avut un rol major în organizarea expoziției este pentru că, într-adevăr, dacă nu mijlocei, poate că George se mai gândea. O, dar nu, Cristos, bă, mai ești și tu în lume. Da. A fost convingător. Da. Ca și în cuvântul de mai devreme. O să rup pe... Să-mi dați înregistrarea, că nu mi-a zis niciodată de asta. Dar critic. Pe Ioan Popa o să rog să spună și el câteva cuvinte despre fotografia lui George Crăzneanu. Ai o mare surpriză. Ești o fotografie, dar nu ne-am văzut expuse la o asemenea amploare. Practic, George ne dezește calea iconatului. Clar. Mm-hmm. Și e o împreună lucrare, cum aveam nevoie, chiar mă gândeam că iconar fiind și e evident că vom folosi aceste imagini și vor fi folosite de întreaga generație de iconare care vine, chiar dacă unii dintre noi duhovnici pe care îi avem sau s-au dus la Domnul, vom folosi aceste chipuri, chiar dacă vor avea o reolă sau nu, ei vor fi pictați cu siguranță în biserici. Ca muralist vă spun că sunt multe spații care au nevoie de persoane, de duhovnici, de oameni trăitori în Iisus Hristos, chiar dacă nu au o rolă și vor fi pictați cu toți cei care vedem aici. Și deja o parte din ei sunt pictați în biserici. Sunt niște echipuri deja transfigurate, icoana transfigurează portretul, imaginea. Și știm ce greu e pentru noi să găsești mărturii, mai ales Sfinții din secolele trecute, sau când se canonizează un sfânt și trebuie să-i faci icoana. Mie în minte acum recenta canonizare a Sfântului Rodion de la Lainici, unde se păstrează
foarte puține documente și majoritatea icoanelor care au fost făcute, recunoaștem cu toții că nu sunt izbuchite. E greu, e greu să transpui, să te pregătești și să pui pe lemn imaginea și chipul personajului. Ei, aici deja lucrurile sunt compuse, au lumină, au expresie și au pușă. E foarte important să ai o mișcare a bărbii, o mișcare a sprâncenei pentru cei care desenează și cei care încearcă frontal să facă o icoană care redă chipul frontal în dialog cu credinciosul, să aibă deja trasate și să aibă, de fapt, trăsăturile frumos urmise și expresive. E de mare folos toată incursiunea lui și cred că au rânduit Sfinții, că mulți au o viață de Sfânt. Chiar mă gândeam și m-am întors recent de la Sfântul Munte, unde în timp ce picăz acolo, îmi citesc cu părinții din Sfântul Cuvios Porfirie, din cartea Flori din Grădina Maicii Domnului, îmi citesc vieți contemporane. Și îmi dau seama ce mult e nevoie și de o imagine care să dubleze descrierile pe care le-au făcut. Și acum recent, Patericul, parcurs în Patericul de la Sfântul Munte cu toate aceste flori ale virtuții care s-au nevoit acolo. E nevoie de aceste demersuri și îi mulțumim. E o incursiune pe care o face cu mult efort, cu multă lumină și cu multă îndrăzneală. E nevoie, vă spun. Eu l-am surprins și știu ce spun. L-am surprins în Daphne odată. Ne-am întâlnit în timp ce urcam pe vapor și a apărut părintele Gabriel Corcu. A ieșit din magazin de acolo. Binecuvântați părinte, avea aparatul așa. Pa! Mi-a arătat pe urmă două cadre fantastice. Fotografii de pus aici în expoziție. E o tehnică și e o experiență. Să îndrăznești în fața unui albă. Nu stă că o fotografie. Da, deci e foarte important. Cum ai reglat aparatul? Aici, da, era reglat. Deci a ieșit lumina extraordinară. Și nu era cadrul, deci n-a pozat, n-a urmărit, n-a așteptat. L-a mitraliat. Minunat, mai așteptăm imagini. Da, să facă incursiuni și să iasă o publicație. Ar fi minunat să iasă o publicație sau să avem acces la aceste imagini, să fie o arhivă. Cerești ceva, da. Cerești. Poate și primul lătării. Sau facem schimb. Da. Schimb de imagine. Da. Deci eu doar știu unde ai fresca. Da. E bine. Cam atât. Bine. Radu? Da, eu pe George l-am întâlnit prima dată la telefon. Deci total non-vizual. Și am discutat cu el luni de zile, am lucrat cu orele, așa, adică, pentru că am bătut toate recordurile de stat la telefon. Pentru că am lucrat la ceva o volume din Sfânta Scriptură Ilustrată. Ultimul mare proiect pe care l-a dorit și l-a încuvințat în altul Bartolomeu, de fericită memorie, Mitropolitul Bartolomeu. O experiență extraordinară, pentru că odată că propunerea editurii Litera, de a face această ediție, a fost nebunească. Vă dați seama că s-au trebuit 1,2 milioane exemplare, pentru că fiecare volum a avut un tiraj de 100.000 de exemplare. Asta înseamnă cam un trend, o garnitură de trend plină. Și asta se livreze timp de 8 săptămâni, se livreze la timp, tipăindu-se în Italia. Deci și transportul, vreau să fie în cadrul și eventuala grevă, adică tot felul, adică... Și am lucrat la foc continuu, în condițiile în care, când am plecat la acest drum cu Sfânta Scriptură Ilustrată, mă gândeam, eu aveam o idee, o să punem, știu eu, niște hărți, dar mi-am dat seama că hărțile la edițiile românești sunt execrabile. Și atunci m-am uitat în jurul
meu prin bibliografie internațională și am găsit, adevăr, un atlas biblic splendid, pentru care editura a avut generozitatea să cumpere drepturile, să putem folosi cele mai frumoase hărți, mai clare, mai limpezi, care contextualizează istoria Sfântă, le găsiți în această ediție. După care, sigur, am zis că trebuie să fie un dialog între locurile biblice de atunci, schematic prezentate sub formă cartografiată, și cele de astăzi. Și, așa, în ideea fotografiilor actualizate, dar că, ca o ediție ortodoxă ce se dorea, trebuie neapărat să avem și un raport vizual iconografic. Și așa se face că această ediție e paradoxală, pentru că este formativă, informativă, este fotografie, este foto cuprinde de fotografie, dar și cu fotografia fotografiei care este prestă. E, acum, sigur, fotografia la prima vedere pare o intruziune. Ochiul aparatului pare foarte agresiv. Și de multe ori. Pentru că, de adevăr, e un paparazzo ortodox, dar care folosește, cum de bun mărturie cei de față, folosește metode profane în scopuri sacrale. Deci folosește un instrument din excelență al indiscreției și chiar al indecenței, nu? Fotografii cu diverse vedete surprinse în tot felul de ipostaze. Bine, uneori e vina lor, pentru că nu au tras perdeaua. Deci e vina lor, nu a fotografului care l-a valea bun. Deci noi asociem în lumea noastră vizuală ideea de fotografie, de captură, cum se spune. Adică, parcă și vezi cum ochiul aparatului capturează la o vânătoare, fără permis, hărci de realitate pentru a le prezenta altora, în scopul de regulă de divertisment. Așa cum, sigur, am avut o imagine extraordinară, care arată totuși evoluția tehnică a umanității, două imagini la alegerea pe papei Ratzinger și Bergoglio. La o distanță de cât? De 7 ani? 7 ani și ceva. Două fotografii făcute în același loc, aproape la aceeași oră. Spre seară, înainte de telejurnale italian la oră bună. Deci ora 7-8 seara. La alegerea lui Ratzinger se văd din marea masă, că erau 30.000 de oameni cât sunt în piața San Pietro, erau câteva flash-uri, nu? Câteva flash-uri. La o imensitate de oameni, nu 30.000, vă dați seama că trebuie să fi fost, eu, maxim câteva sute, câteva mii, dar nu foarte multe, de vreme ce le păreau foarte izolate. În timp ce la alegerea lui Francesc, este o mare de blitzuri și de imagini, pe care scosese tabletele, telefoanele inteligente, nu smartphone-urile. Adică e limpede că trăim într-o epocă a curiozității și mai cu seamă a posibilităților de a înmagazina perisabilul, că e timpul. Sigur, pe de altă parte, însă și cum are înmagazinarea perisabilului, este ea însuși perisabilă, pentru că device-urile nu mai corespund între ele, nu mai ai cu ce să citești cardurile, deci rămâi cum am rămas și eu cu zeci sute de discuri de calculator, cu fișe de lectură din primii ani ai computerului pe care l-am avut, așa, pe care acum nu le mai pot folosi. Dar, mă rog, nu e asta, să zicem, cea mai mare pagubă. Este un indiciu al perisabilității tehnice. De aceea, cred eu că, într-adevăr, cea mai bună fotografie rămâne pentru ochiul, mai cu seamă ortodox, fresca, chiar dacă o restaurăm, chiar dacă se mai deteriorează. Însă, chiar și așa, răsturnând ordinea, cred eu că o ortodoxie telegetică și care se dă bine în imagine, este la fel de importantă, pentru că este și o formă de misiune. Adică, limpede că aceste portrete, chiar dacă nu știi cine, cum sunt, te provoacă. Odată că te provoacă în dimensiunea aceasta pe care noi aveam, de aminte, un proiect comun, care sper că se duce la bun sfârșit cu părinții României, da, cu voia Domnului și îngăduința părinților ca atare, nu tot la litera, nu? În care ne propuneam tocmai să arătăm că țării acestea lipsesc din ce în ce mai vizibil părinții, pe care le găsim însă, iată, în fotografiile lui George Crăsneanu. Dar, pe de altă parte, este foarte important pentru un om tânăr, obișnuit cu vizualul, să-și dea seama că același aparat care capturează imagine la munte de la mare, poate captura, da, adică, dacă ai stare de spirit care trebuie, și ai și tehnica cuvenită,
Nu? Poate captura și un fragment de istorie spirituală. Deci, că ne-am reușit să știți paradox și, de același timp, cred că teologii noștri n-ar trebui să fie scandalizați, pentru că arta fotografică, ce puțin așa cum practică el, este în continuarea, de data aceasta tehnică, nu numai spirituală, a ceea ce se cheamă teologia întrupării. Adică aici vedem că nu avem de-a face cu oameni oarecare, cu chipuri anonime. Adică nu este ca în iconografia de școală, unde unui sfânt se poate pune orice chip. Important este să spui cum îl cheamă, să pui numele. Adică este, zic eu, un mod paradoxal cu instrumentele de secolul 21, este un acces și mai personalizat la o anumită tipologie. Pentru că chiar dacă seamănă între ei pentru că sunt bărboși, avem tipologii distincte. De la, nu e aici bănuiesc, Părintele Cleopa care avea o amintire spiritualitate până la Părintele Teofil Păreanu, e o plajă foarte mare de spiritualități. Ceea ce arată că sub această cupolă mare se ascunde o diversitate pe care de multe ori în afară nu ai cum să o bănuiești, dacă nu trăiești în intimitatea cuvintelor lor sau iată, dacă ai privilegiul de a trăi chiar în intimitatea nemijlocită, fizică, acestor mari duhovnici. Sunt oameni care, sigur, cu excepția câtorva care este mai tine, cum este Ava Salvatie, care aici seamănă cu Brad Pitt, mai degrabă. Și la Rafael. Bun. La prindere la primea aici. Da, este cel puțin o fotografie așa. A pus de soare, adică e... Ultimii ani în Tibet, adică... Da, poate fi... Așa e punctea de-a Da, în stilul lui, postmodern, dar cu folos, cu folos. Așa cât, cred eu că aici ne confundăm cu ipostaza paradoxală a unei teologii a întrupării și a chipului, cu instrumente, însă, cât se poate de moderne, chiar foarte la îndemână, nu? Cu un smartphone astăzi poți să faci minuni, ca fotograf. Am văzut și eu astfel de realizări. Unii fac chiar și filme. Există festivale alternative de film făcut cu asemenea device-uri. Ceea ce arată că trăim într-o paradoxală epocă a memoriei vizuale. Dar trebuie să simți, exact. Adică subiectul nu poate fi la îndemână oricui. Așa încât, George, felicităm pentru această ieșire în lume. Cei care... Părinții sau... Păi, dar bun. Tu ești în valor, adică... Modestia nu te exclude. Da, maica a zis că maica a venit părintele de astea de țeară. Așa zis, maica, așa. Și ce nu, că e aici. E aici, da. Și asta e o formă. Fotografia ca și fotografie de familie. Creează o atmosferă, sau mai bine zis, certifică. Nu că creează. Certifică intimitatea cu cei pe care îi reprezintă și îi redă. Nu așa cum icoana certifică, nu creează, certifică prezența lui Dumnezeu prin Sfinți. Tot astfel și o fotografie, mai cu seamă dacă e făcută în Duh, chiar dacă uneori e în forme curajoase, nu? La limita curajului duhovnicesc, nu? Certifică prezența celor pe care îi reprezintă. Adică nu este puțin lucru. Și asta, repet, în plină epocă în care imaginea dă totul, dă tonul, în care dacă nu ești pe sticlă, dacă nu ești pe net, care va să zică nu există, nu? În condițiile acestea, iată că există un posibil pariu ortodox vizual, care nu este cu nimic inferior, știu eu, graficii sau chiar, aș înălzit să spun, tehnicii iconografice. Merg mână-mână. Aici am ascultat mărturia unui iconar care știe ce spune și mă bucur mult că vede la fel. Adică sunt practic modelele viitoarelor icoane. Mai poți numele, e clar. Ce trăsăturile. Nu, vom recunoaște icoane în postura acestor fotografii. Da, ceea ce nu-i puțin lucru. Da, pentru că suntem foarte fideli unor trăsături deja și unor detalii. Iar acesta ne oferă fotografia, neavând personajul în față. Bun, și asta nu e o scandalizare a modului în care noi vedem. Că pe de altă parte să nu uităm, totuși, în iconografia de școală, că uneori ai de-a face cu o lipsă de expresivitate antropologică. Adică pui o figură oarecare, pur și simplu, cu un trup istoric, un trup ageografic, complet independent de cum arată. Majoritatea fotografiilor de documentare sunt inexpresive sau sunt neclare. Dar trebuie să fie cazul unei frește care în biserică redă o persoană cu o viață foarte distinctă. De aceea, paradoxal, cu cât avansăm
în tehnicile de memorare a chipurilor, cu atât suntem mai aproape de funcția genuină a icoanei, care nu este una, știu eu, doar de obiect de cult, ci și are și un rol unui purtător de memorie, că e vorba de destine individuale, irepetabile. Adică, nu întâmplător, Dionisie din Funa încearcă să dea câteva indicații și caracteriale legate de personajul și de Sfântul reprezentat, tocmai pentru că teologia chipului este o teologie a unicității. Nu a faptului că e repetabil și poți să umpli goluri. Pentru că icoana nu este un decor, nu umplem un perete pentru că avem un horror vacui. Nu? Adică ne e frică să nu fim interpretați greșit și atunci trebuie să așa cum unii își pun grezii și maianți, mai punem frescă. Nu? Nu este o formă de a înfrumuseța pur și simplu, de a pune ornamente. Așadar, încă o dată, felicitări celor care au provocat această expoziție și pe cel care și-a pus timpul, pasiunea, că trebuie să și o pasiune în sensul real. Nu? În slujba a unui mesaj pe care îl vrem multiplicat și în alte arte. Și în film, și în artele vizuale, cu oricare altă formă, care va mai fi inventată de acum înainte. Încă o dată, dar se vede că ortodoxia nu este refractară sau că nu este paralelă cu comerțul tehnic al lumii. Important este să știi dozele, să știi cum să pui în balanță conținutul, substanța cu formă. Iar aici aveți un exemplu magistral de echilibru între duh și tehnică. Mai mult chiar nu pot. După atâtea laude, hai să lăsăm pe George să smerească puțin. Nu poate insista să spună că nu sunt salutare, că de fapt sunt selfie ale părinților. Făcut de cu telefon. Deci, Cristi și nici Claude nu mi-a zis ce temă să aleg. Și vezi tot ceva. Nu m-am gândit prea mult la ce temă să iau, dar oricum mi-am fost pasionat de chipuri, de portret. Și am zis că lasă, și dacă mă ceam pe tot asta fac. Am pus un singur landscape acolo, cu prodromul. Și să vedem dacă... Nu e aceea. O să vedeți că toți oamenii se atrag mai mult de chipurile părinților îmbrătățiți decât de decorul, de vreunțe, de peisaj. Bineînțeles că dacă o să fie portrete cu mine, nu o să fie atrași, dar oamenii așa fiindcă sunt sfinți, atunci o să vă uitați altfel la ei. Și mie mi-a fost drag și de aia am văzut cum pe ei. Dacă o să vă fie dragi, foarte bine, dacă nu, oricum i-am scos în lume. Cam asta, că nu știu ce să vorbesc. Da, inițial când am vorbit cu George, a fost așa, am zis, băi, hai să dăm ceva de viață, instantanee din viața monahicească, să surprindem, să oferim ceva ce nu e în antemâna corpului. Și eu, neștiind cam ce bază de date, să spunem așa, are George, cu adevărat, din punctul ăsta de vedere al portretelor, nici nu îndrăzneam să gândesc că are atât de multe portrete. Acum știu. Și zice, da, putea face așa și să mai punem și niște peisaje, tot așa, mănăstirești. Zice, bă, dar totuși parcă nu. Hai să-ți dau cu părinți. Eu am fost puțin, așa, mă gândeam că o să fie doar câțiva părinți, în multe ipostaze și atunci nu va exista diversitatea care să mărească interesul. Asta mă gândeam. Pe de o parte, pe de altă parte, știu că poate la un moment dat o uniformitate de tipul ăsta să scadă iarăși din interes. Eu încă o dată, pentru că n-am văzut o astfel de expoziție. Că dacă aș fi văzut o astfel de expoziție, probabil că atunci aș fi avut altă deschidere. Până la urmă, am mers pe mâna lui George și bine am făcut. Mă bucur foarte mult. Fiecare are o istorie, fiecare poză de aici. Pe asta trebuie să spui. Măcar două, trei. Părintele Neonil acolo, știți că e cel mai mare creditor din România, că toți veneau la prosimei din companie. Și după liturghie, fiecare dimineață, știam că vine la o bancă acolo și venea oamenii cu acte acolo și arătau pentru ce trebuie bani și știam pe acolo prin. Și mi-am pus aparat, am stat până a venit și așa am luat câteva. Era o bancă de stat? Era o bancă de bani. Acolo, în capăt, e Părintele Petronie, un consilier de Rom Sfânt.
e mai din tinerețe, noi aveam numai vreo 90 de ani acolo și am zis că mă lasă să-i fac o poză, e făcută pe film aia. El nu ne-a încercat niciodată să mă lase, mă lăsa așa tacit, dar aici am stat la poză, la poză aia. Deci, din coace, părintele Justin Pârbu, în faza aia de acolo, discutam despre Nautul Nicolae și am zis, dar cum se poate întâmpla așa ceva? Și el îmi zicea acolo, zice, bă, fii atent, du-te la cea acolo, acolo, zice, vezi sus, și ce vântul pat acolo sus, adică nu te băga la să rugi mărimul. Aici, părintele Adrian era încă sus la locurile. Și eram cu prieteni cu unul în Burdea și aici m-am învățat să fac cruce, m-am dat crucea în cap, pentru că am crucea cu cărnii, la poza asta. Dar aici era deja trecuse fața. Te bătuse deja. Și aici ai părintele Mina cu mine. Asta e poza pe multe de dosenii, mă dau la aici. Părintele Mina are trei fete, două cu cursul dreptul și una în trecura, le găsesc. Sunt mai și la Tismana, toate trei și el e lantă să-l duc chiar eu, în Doamne Scadula. Părintele Ioan Ioan, una dintre puținele poze, m-am dus la Legea ca să mă cer cu el pentru părtășalea de asta. Și a fost omul pe care, la care n-am putut să-i fac fotografie din cauza legii care a ținut-o. Deci eu n-am putut să mai fotografiez, dar nu îl duc el și am putut să fac fotografie. E omul pe care l-am văzut predicând cel mai frumos, pentru că nu vorbea din cărți. Îl bătea cu pumnul în masă și îl zicea Maica Domnului, îl vedea Maica Domnului. Și trăia tot și așa. Am putut să fac fotografie. După aia, părintele a venit să mă încerc, dar nu mă încerc, hai să facem o poză și capul. Acolo este domnul zice să pun de colectiv. Deci, băiatul de aici are un plus mic din a fost Gormori, care m-a avut o păr de hard nervi. O vedea la mine de poricare. Acolo, părinte Iulian, după ce era să moară, și-a avut grijă un plus mic de el, l-a scos la aia, prima dată. L-a îmbrăgat, l-a bucurit. Zic, părinte, lasă-mi să fac o poză, dar uite un pic la soare, că nu-i iasă bine. Și zice, el ridică capul și zice, mă pui cap, e un măț. Dar o stat. Aici era mai demult și zic, da. Părintele Arsenie Papacerov, părintele Nectare, aici am explicat la Vigla. Dar nu despre rășinieri, despre nebunea. Aici am povestat de părintele Geomisie Ignat. Unde a fost el cu el și ce l-a lăsat părintele pe urmă. Și părintele Rafael Maica, vedeți fotografia acolo cu părintele Petroni. Dar cum mai este părintele Rafael Maica? Părintele Serac. De unde e poza părintele Rafael? Păi de la conferință. Hai, de la conferință. Și, dar părintele Petroni, fotografia aia, eu am pe birou cu cartul, a pus-o părintele Roman, mi-a cerut voie să o pune coperta. Și țin cartea pe birou și dreapta am icoana cu Hristos de la Finlandare. Și soția mea are cea mai mare, foarte sigură, e bagă la Părinte Petroniu. Și am pus o dată tocul de ochelari pe carte și m-a certat. Și de atunci, și fiindcă am văzut-o așa, am băgat cartea în raftă, bibliotecă. Și iar m-a certat-o să pun la loc. Și de atunci am uit când în stânga, când în dreapta. Și am ajuns să mă rog și autoriții de Petroniu. Dar acum am zis, păi că de câte o ispită din asta acum, poate mă ajut. Se întâmplă și m-a ajutat. Deci, cum o zis mai că e bine. Acolo e părintele Haga, să nu fac cum zis. Dincolo e părintele Macare, să știți că părintele Macare a fost Thompson. Deci la 14 ani a fost în mănăstire până la 89. Din 77 am fost la prodromă și noi ieșit din schimb. Din 77 până anul trecut când a murit. Anul trecut când a murit, a zis la toți când moare, le-a zis exact ce ora, a zis. Și la fotograful de acolo, la părintele Matei, la Iconar, încă a zis că moare și părinte, ai grijă că la sfârșitul vieții știi că vin diavolul și că dacă și nu știu ce. Și zice, bă, Matei, până dimineață, nu-i mult. Dimineața s-au spovedit, s-au împărtășit, au venit la chilie, i-a zis la părintele, la Marian, să îmbrace, să aduce să îmbrace cu rasa în care a fost puns, una. Și în 20 de minute a murit. Deci a fost împărtășit. Un om cu
viață Sfântului. Știți cum era la Evanghelie, exact aici. Deci avea un singur pat și un ceas de la clopote, așa. El era ecleziast, trebuia să deschidă biserica să închidă. N-avea scaun. Că m-a invitat o singură dată la el, s-a mirat cine a deschid, că m-a invitat și n-au întors și stau și-a cu un lungeam. N-avea așa stai. Deci era aspru, aspru. Dar lumea nu știe că a avut smerenie mare și nu. Deși el a fost într-o vreme la șestrie, a fost tare de un an. O zic că n-au pe ce să pună și-a pus pe ea. Părintele Cotețan a vrut părintele Sedec și o parte să-mi povestea viața lui, care a fost exact în numele Petros. Tot așa, fiecare are povestea lui, da? Eu am vrut să vă arăt că nu ai mers, Sfinți. Poate că din rușine să zicem, adică multe cam mare, așa. Dar eu am avut multe pățanii cu ei și am avut și minuni și de la Părintele Petron și Adrian. La Părintele Adrian am dus cu un prieten și începea vecernia la 5. Și eu, când ne despărțeam, zicea o rugăciune, rupam crucea, ne-a binecuvântat. Și atunci a zis că începe vecernia și mai repede. Și era la locul ele. Și s-a grăbit și am dus la mașină. Asta avea un Opel Vectra. Și am dus la mașină și am uitat de afară. Deci avea pe bord, adică lateral, acolo unde era radio și alea, scria la revedere. Așa scria, la revedere, luminos. Bă, Nicolae, bă, nu știu ce e asta. Deschide mașina, ne uităm, scria la revedere. Ne-am uitat, 3 minute, cam așa, până am dat cheie. Când am dat cheie, a dispărut. Știți, la revedere pe mașină. Trebuie să-l întrebați, Nicolae Burdă. Deci oameni, cum spune eu, că sunt oameni sfinți. Că vorbi cam așa, am vrut să mai spun ceva. Am vrut să vă spun că am vrut să mă duc la Asos acum și am zis că stau și invit prietene și pentru mine e o mare bucurie să vă văd aici. Foarte mult de prieteni, care vă înseamnă că n-am prea ideal, poate să aici. O vă de la depărtare și vă iubesc pe toți și pe ei. Mă iertați. Noi mulțumim. Acum, dacă am încheiat în cadrul oficial, hai să continuăm. Da, și sau un pic de vin, dacă... Și o deslegare scurtă. Trage în portă când beți. De data asta să mă pune că sunt fiert. Dacă lor nu le face nimeni. Poate mai mult ai împărtășit doamnelor care nu au să sunt în unde, niște lucruri pe care noi suntem binecuvântați că aveam acces la ele și măcar așa de aproape să ai un dialog cu Părintele Petron. La Părintele Petron, este profesorul meu de Vechiul Testament de la Arad, Părintele Baba, m-am dus o dată cu el în altă și a zis că se regăbim, că vrea să rugă mea să-mi sunt Nicolae. Și Părintele Petron a zis că vrea să-mi spună ceva și atunci l-a rugat să ținem și un cuvânt la cei cu care a venit. Și fiindcă s-a grăbit Părintele Baba, a trebuit să plec și a zis la Părintele Serapion, zic, bă, ce iertare la Părintele, spune, n-am trebuit, n-am avut cum să fac. Și vine Părintele dimineața după slujbă, eu am plecat înainte să termina slujba. Vine după slujbă, la Arhondarit, la Serapion. Zice, unde-i fratele George? O plecat, uitați Părinte că așa, așa, așa. Deci asta a fost la 7:10 dimineața. Eu am plecat. M-am dus în carele acolo, la vapor, la Daphne. La 12 minute după amiază, el a venit cu un bilet scris pentru mine, a venit iar la Arhondarit. Și în momentul ăla am intrat pe poartă înapoi. Dar el a venit cu biletul scris. Am biletul și acum. Și ce s-a întâmplat? Eu m-am dus în Careia. De acolo trebuie să iau autobuzul ca să coboare la Darul în port. Sunt două autobuze, unul la 10, unul la 10 jumate. Eu mi-am dus pagarul ăla de 10. Părinte, papa și ăștia zice, hai că mergem cu luatul că să-și mai ai icoane, nu știu ce. Bun, și mi-am luat bagajul și am urcat într-al doilea. Când am coborât, Aghiana, vaporul care a venit și vrea să meargă în bursa până în capăt, nu a mai făcut-o până în capăt, s-a întors, că vedea furtuna. Și la altul nu a mai intrat. O luat și-a fost la primul autobuz și a plecat. Și nu mai circulau vapoarele. Era unul singur care transporta marfă, dar era în terasă. Așa, și l-a oferit și pe Părintele Baba de acolo, în ceea ce se principiul ăla.
Și atunci un preot de la Stamora, unul basilică, dar nu mai știu cum, care fusese colonel în armată, zice, părinte, comandă la mine. Îi frățuiesc la domnul George acum și rugați să-mi ducă înapoi la prodrom. Și așa că asta a făcut, pentru că i-am zis, băi, unul la prodrom, apoi face și cele două. Nu la părinte, pe prodrom. Și am venit la prodrom. Când am ajuns la prodrom, deci la ora 12 minute, părinte, m-a așteptat cu bilet, după dat bilet. Deci, vă dați seama că... Știa că se zice. Da, da. După care părintele Serapion mi-a zis că au pățit și el la alte chestii, dar nu am asta. Poftim? Păi știți cum e telefonul, eu zic, deci părintele care sunt, care au și telefoane. Telefoane... Da. Dar sunt și care n-au nevoie. Care nu-i, da. De exemplu, părintele Iulian, anul trecut în decembrie, trebuia să moară. Adică și-a rămas bun de la mine și nu mai cunoscut. Și-a venit un pusnic, părintele Hariton. Și l-a ținut cu gramajul, cu greu încoțit, cu toate are, cum știu ce, și l-a pus pe picioare. Atunci l-a scos prima dată, că l-a echipat așa. Ei, părintele ăla Hariton, care e bucureștean, fiind pusnic, eu l-am întrebat, zic, bă, dar cum faci? Că te bolnăvești, că te-ai adus acum la Bentienul, un pusnic, la Arsenie. Te bolnăvești, ce faci? Spune, ce dau telefon? Și cum dai telefon? Și nu vin la Dumnezeu. Și el l-a crezut. Deci, știți cum e? Da, da. Cineva de aici din București, care nu știți mie, dar nu vă zic cine, mi-a zis că e adevărat. Și zice, uite, frate, era la Părintele Iulian, la spovedanie. Și cam la vremea asta, pentru nene. Ce mă, trebuie să-mi plec undeva, dacă vrei poți să fii cu mine, dacă nu rămâi aici, vreți mai departe. Și s-a dus cu el în liziera pădurii. Bun, și s-a întâlnit cu părintele, care avea nevoie de ceva. Deci, asta-i telefonul. El mi-a zis părintele Hariton, dar nu. Spune, noi suntem grosieri, așa. Zice, bă, frate, zice, nu știi cât te a dat Dumnezeu la om și nu le folosește. Deci fiecare are povestea mea aici. Vă mulțumesc frumos că m-ați onorat în prezență. E o onoare mare pentru mine. Ați venit și de la departare. Haideți la o dezlegare. Iau eu pe mine. Da, da, îți mai cere tare. Haideți la...